Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. O zi încărcată, am fost și am cumpărat cadouri pentru 8 martie, flori și toate cele. Mamă, deci am vrut să vă filmez, dar am râs cu șobolan, dar m-am căcat pe mine. Da? Dar n-am putut să filmăm, fiindcă am fost pe grabă, a fost șobă pe grabă și da, trebuia să ne grăbim și nu stăteam și să filmăm și să astea în același timp. Dar o să vă arăt acum ce am cumpărat, fraților, de 8 martie, flori și toate chestiile. Nu uitați înainte de asta să dați pe butonul ăla de like, acolo să face cât mai multe like-uri. Nu uitați să dați subscribe plus clopoțel ca să vă primiți notificările când fac un live sau postez un video de gen, un vlog sau ceva. Nu uitați, fraților, să dați mare, mare share, fiindcă mă ajută extrem de mult și o să vă explic eu de ce puțin mai târziu. Ia uitați, fraților, hai să vă arăt ce am luat astăzi. Avem așa, în primul rând, mare floare din asta pentru mami, că lui mami plac florile astea să le agățe, să le facă ea, nu știu ce să le facă, da? Bun, acolo avem iar flori. Ăla e colantul, frate. Ăsta e colantul, ceva de genul ăsta. Bam bam, bam bam. Ăsta e colantul pe care o să-l lipesc pe perete. Mi-a luat și pentru mașina mea, de ce nu pentru 8 martie, frate, uite, 3 lei, frate, 3 lei. Emoticon, pernuță. Și cam asta e, frate, ce am luat. Bun, cam asta e tot ce am luat, frate. Da, am stat o grază să le cumpăr. Am acolo un plăsut de cadou, mai multe chestii. Dar e irrelevant, frate, ce e acolo. Sunt niște chestii pentru sora mea. Bun, fraților, hai să vă mai povestesc. Așa, băieți, suntem pe drum. Acum mergem acasă. De la cumpărături, de la alea. Fraților, adică eu m-am distrat acolo. Băi, dacă vă luam cu mine, râdeați de vă cacao pe voi, da? Deci râdeați de vă cacao pe voi. Nu știu, fraților, dacă am fi putut să filmăm, fiindcă era grăbit domnul Flavius Marian. Era grăbit și trebuia să ajungă acasă și el. Bam, i-a uitat și frumos în spate acolo. Sper că observați calitatea acestui video, care este 4K, da? Bun, uitați, fraților, de butonul de like, că mă ajută foarte mult. Dacă mai vreți vloguri de genul, dacă mai vreți daily vloguri din astea. Am cumpărat, fraților, tapetuțul. Am cumpărat frumos acolo tot ce ne trebuie. Flori pentru 8 martie, că vine 8 martie, am dat bani pe flori, băieți, m-am bani. De unde, bă? Și cam astea fiind spuse, fraților, trebuie să dați, fraților, mai ales de zilele astea, chiar dacă aveți gagici, le dați acolo un trandafir, că merită, frate. Contează gestul, frate, oricât ar fi de mic cadou ăla, contează. Fiindcă e o bucurie, frate, pentru acel cineva să simtă că are pe cineva drag care ține la el și că știe că o să fie acolo tot timpul. Un cadou aș din ăsta nu strică, frate, dacă vrei să te duci să iei un trandafir, maxim 10 lei un fir de trandafir, frate, și super bine. Deci e super ok. Ok, am băgat și noi motorinski, dar prostia mea a fost că o-i băgat de 80 de lei. Ia uitați acolo, nu știu dacă se vede, dați focalizare acolo, da? Și am tot sub un sfert, frate. Da? Am tot sub un sfert rezervorul, fiindcă trecusem pe zero, mi-a fost lenea seară să bag niște motorină. Astăzi când trecui să cumpăr, zisei, hai că mă duc repede că mai bag motorină. Bine, și acum am fulene. Da, dar trebuia să mă grăbesc, că e sâmbătă și mâine e duminică, mâine e o martie și închidea la florării, închideau ăștia la supermarketuri, că trebuia să mai cumpăr ceva de la supermarketuri, zisei, că hai că nu știu ce, știi? Și băgai, frate, și trebuia să bag mai mult, că văd că... Da, las că mai bag de 50-60 de lei când mai plec cu mașina și e ok. O să fac și jumate acolo. Pam, 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 pam. Așa, fraților, mergem acasă, mergem să lipim tapetul. O să facem și live. Bine, cred că videoclipul ăsta o să-l vedeți după ce o să lipesc tapetul, că na. Diseară o să fac live dacă lipesc tapetul astăzi. O să fac live diseară. Și videoclipul ăsta cred că o să-l vedeți, nu știu să zic, când luni, marți, ceva de genul, maxim marți o să-l vedeți videoclipul ăsta. Din sâmbătă, fiindcă, na, filmez cadourile și nu e bine. Cadourile, pana mea, astea, chestiile astea mici pe aici.
florile și alea și florile să dau mâine, deci n-am cum să pun videoclipul mâine. Că dacă ar fi să-l pun mâine, îl pun pe seară, deci cred că mai bine îl pun luni, ca să am timp să le editez și cum trebuie. Da. Așa. Mai avem un pic și ajungem și noi acasă. E super, super, super ok. Băi, m-am simțit foarte bine astăzi, fraților, și mă simt în continuare super bine. Sper ca diseară să faci și noi o live forță. Sper să găsim și noi ceva pe omul ăla. Sau depinde ce facem, story time-uri, vedem ceva. Chestii din astea, chestii de genul. Cum facem de obicei, sper să râdem. De-abia aștept, frate, să mă duc acasă să pap. Da? Să mă duc să pap, că nu mai pot, că n-am mâncat nimic astăzi. Ora 4 și n-am mâncat nimic. Nimic, nimic, nimic. Și mi-o foame de mor. Vreau să mă duc să lipesc tapetul ăla imediat după ce mănânc. Bam, bam. Da? Exactamente cum se aude. Și de seară, frate, vreau să fac live. Și cred că, nu sunt sigur, o să ne apucăm să scriem și o piesă cu Șobo. O să scriem și o piesă și cred că o să și înregistrăm. Și cred că o să și o postăm pe acest canal, mă. Dacă știi ce zic. Da, fraților, băi, e super forță, frate. Am o groază de idei pentru canalul ăsta. O groază de chestii de făcut. Și sper să vă placă, sper să apreciați munca mea. Sper că apreciați că acum tot timpul meu mi-l dedic pentru YouTube. Dacă înainte așa o să fie, nu o să mai... Poate o să fie o zi maxim să mă sară să nu postez pe canal sau să fac un live sau ceva. Dar o să încerc să postez zilnic, zilnic. Chiar și un episod, chiar dacă fac live, da? Să postez și un episod și un live într-o zi, ar fi ok. Ar fi super și sper să mă susțineți, fraților, să mă ajutați pe mine cu share-uri, cu distribuiri pe unde puteți, să mă puneți la story, să dați un like acolo, că e cel mai important, să lăsați un comentariu de susținere, că asta contează cel mai mult când văd acolo că scrie mamă, scule, mamă, forță videoclipul. Și văd eu că mă vreți să mă susțineți și chestii din astea mă ajută să fac mai mult. Da? Deci, fraților, susținerea voastră contează extraordinar, enorm de mult. Dacă vreți să mă ajutați, astea ar fi principalele. Like, dacă sunteți noi, subscribe și clopoțel. Și share. Share cred că e cel mai... E la fel de important ca un like, frate, fiindcă share-ul ne ajută să ne vadă și pe noi mai multă lume nouă, să facem mai mult abonați, că asta constă. Asta e, cum să zic, asta e scopul canalului, frate, să-l creștem și noi. Asta e scopul meu, să cresc canalul. Să facem canalul cât mai mare, să-l facem cât mai frumos, să vă simțiți bine, să vă fac pe voi, să vă simțiți bine pe live-uri, să râdeți, să vă speriați, depinde de videoclip și de context. Mergem frumușel așa, agale. Agale, 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 agale. Bun. O fost șobolanul pe la mine azi noapte, frate, a dormit cu mine în pat. Deci e clar. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva în timp ce dormeam noi. Sau în timp ce dormeam eu. Că eu nu i-am făcut nimic, frate. Am vrut să-l măzgălesc pe față, să-l desenez, să-i fac ceva. Dar am zis, las, frate, când se trezește să, poate să supără, știi, na. Nu-i frumos, nu-i frumos, frate, nu-i frumos.
Eu asta am avut să vă zic. Nu uitați să dați un like, nu uitați să dați pe clopoțel, nu uitați să dați share, frate, că mă ajută foarte mult. Deci, like, subscribe plus clopoțel ca să vă primiți notificările când postez pe canal sau fac un live. Să dați un share la videoclipul ăsta, la toate videoclipurile, la toate live-urile, frate. Când suntem live, să dați share la live, când postăm videoclip, să dați share la videoclip dacă vă place. Și chiar dacă nu vă place, eu am fost cool, fraților, și ne revedem data viitoare. Pa, pa!